Numele meu este Romulus Boieriu și îi salut anticipat pe toți cei care vor accesa materialele mele. M-am gândit că după ce am predat fizica 45 de ani, aș putea să vă ajut în pregătirea pe care o faceți pentru examene și concursuri. Deci materialele acestea se adresează elevilor care au nevoie de fizică pentru bacalaureat, pentru admiterea în învățământul superior, studenților pe care așteaptă un examen de fizică și oricui interesat de fizică și de problemele de fizică. Cum voi încerca să vă ajut? Voi încărca săptămânal pe YouTube câte un material video. Asta a sunat cam pleonastic. Mă rog, aceste materiale vor fi la început de mecanică, de căldură și de electricitate în această succesiune. Astăzi mecanică, săptămâna viitoare căldură, peste două săptămâni electricitate și apoi din nou mecanică și așa mai departe. Și fiecare material va avea trei părți pe care le-am numit să gândim, să rezolvăm, să înțelegem corect. În prima parte ne vom gândi. Nu, am glumit. Sper că ne vom gândi tot timpul. În prima parte vă voi pune o întrebare la care, dacă veți găsi răspunsul, veți înțelege anumite aspecte teoretice care vă pot ajuta mult la rezolvarea problemelor. În partea a doua, vă voi da modele de rezolvare pentru probleme care stau la baza multor altor probleme, pentru probleme care apar frecvent, sub o formă sau alta, în diferite formulări, la concursuri și la examene. Iar în partea a treia, vom discuta din nou aspecte teoretice, dar de data asta aspecte teoretice care de multe ori sunt înțelese greșit sau incomplet și această înțelegere greșită sau incompletă duce la rezolvări greșite ale problemelor. Și de multe ori rezolvarea greșită a unei probleme e un lucru mai grav decât nerezolvarea problemei, pentru că să nu știi ceva e în regulă, nimeni nu le știe pe toate, dar să nu știi ceva și să ai impresia că știi, deja nu e bine. Cred că putem trece acum la prima parte a primului material. Pentru că suntem la primul material de mecanică, azi va fi vorba despre principiile dinamicii. Două dintre ele au fost descoperite de unul dintre cei mai mari fizicieni ai tuturor timpurilor, poate chiar cel mai mare, Isaac Newton, al cărui portret l-am pus pe tablă ca să-i onorăm în acest fel munca. Însă principiul întâi, despre care va fi vorba acum, a fost descoperit de Galileo Galilei, pe care mulți îl consideră primul om de știință și cu altă ocazie o să vă spun de ce. Principiul se numește al inerției și înainte de a vi-l spune și ceea ce voi spune acum e valabil pentru toate cele trei principii, vreau să vă atrag atenția că felul în care discutăm azi despre principii presupune că fiecare corp despre care vorbim e un punct material. Adică folosim modelul punctului material, dimensiunile corpului sunt neglijabile, corpul nu se poate roti, pentru că punctul nu are dimensiuni, un punct nu se poate roti și nu poate avea decât mișcări de translație. Principiul întâi, care se numește al inerției, spune că dacă asupra unui corp nu acționează forțe sau dacă rezultanta tuturor forțelor care acționează asupra lui este zero, atunci corpul este sau în repaus sau în mișcare rectilinie și uniformă. Deci poate să fie în mișcare, dar nu orice fel de mișcare, în mișcare rectilinie și uniformă. Proprietatea corpurilor de a-și păstra starea de repaus sau de mișcare rectilinie și uniformă atâta timp cât nu acționează forțe asupra lor se numește inerție, iar măsura inerției este masa. Deci cu cât un corp are masa mai mare, are mai multe kilograme, cu atât va fi mai încăpățânat în a-și păstra starea de mișcare, adică cu atât va fi mai greu să-l pornim sau cu atât va fi mai greu să-l oprim sau cu atât va fi mai greu să îi schimbăm direcția de mișcare. Întrebarea pe care urmează să vă pun are legătură cu principiul întâi și cu încă ceva, cu forța arhimedică. Așa că vă rog să încercați, ca să puteți răspunde la întrebare, să vă gândiți la forța arhimedică și să încercați să aflați cum apare forța arhimedică? De ce apare o forță care împinge în sus
un corp scufundat într-un fluid. Dacă o să înțelegeți asta și o să știți și principiul întâi, pe care presupun că știți deja, atunci va fi ușor să găsiți răspunsul la întrebarea care urmează. Întrebarea este următoarea. Să presupunem că avem un autobuz în care se găsește o persoană. Cineva. O persoană pe care o cunoaștem. Și persoana respectivă ține un balon umflat cu heliu. De fapt, ține sfoara care e legată de balonul cu heliu. Întrebarea este, dacă autobuzul se deplasează spre dreapta și frânează la un moment dat, frânează puternic, ce face balonul? Știm ce fac celelalte corpuri din autobuz. Toate au tendința de a merge înainte față de autobuz, pentru că, de fapt, autobuzul frânează, își micșorează viteza și corpurile din autobuz, conform principiului întâi, doresc, ca să zicem așa, să își continue mișcarea cu aceeași viteză pe care au avut-o până atunci. Bagajele cad, oamenii alunecă pe scaune, cei care sunt în picioare poate cad și ei. Dar întrebarea este, ce face balonul umflat cu heliu? Merge și el înainte? Rămâne pe loc? Merge spre înapoi? Asta e întrebarea la care vă rog să vă gândiți până ne întâlnim din nou cu mecanica. Și acum să trecem la partea a doua. În partea a doua a materialului de astăzi, voi încerca să vă dau un algoritm de rezolvare a problemelor de dinamică. Toate problemele de dinamică se rezolvă cu ajutorul principiului al doilea, al dinamicii, principiul fundamental al dinamicii, sau cum i-a spus Newton, care l-a și descoperit, lex secunda, legea a doua. Principiul fundamental al dinamicii zice că dacă asupra unui corp cu masa M acționează o forță, atunci corpul capătă o accelerație care are aceeași direcție, același sens cu vectorul forță, are modulul proporțional cu modulul forței și invers proporțional cu masa corpului. Cam lung, pare greu de ținut minte. Din fericire, există matematica și matematica este atât de sintetică încât poate să ne spună prin câteva semne ceea ce nu poate fi spus decât prin zeci, poate uneori sute de cuvinte. Avem și în cazul ăsta o ecuație, ecuația principiului fundamental al dinamicii. Vectorul forță este produsul dintre masă și vectorul accelerație și aici este tot ce am spus mai înainte. Și acum să vedem cum putem folosi principiul fundamental al dinamicii la rezolvarea problemelor de dinamică folosind o problemă clasică, ca să zic așa, problema celor două corpuri de mase diferite, M2 mai mare decât M1, în cazul nostru, care sunt legate printr-un fir care trece peste un scripete ideal. Scripete ideal înseamnă că se poate mișca fără frecări și care masa neglijabilă față de masa corpurilor. Problema mai spune de obicei și că firul este inextensibil. Asta e foarte important pentru că asta ne arată că cele două corpuri se mișcă cu aceeași accelerație. Pentru că exact cu cât coboară unul într-un anumit interval de timp, cu atâta urcă celălalt în același interval de timp, ceea ce înseamnă că vor avea aceeași accelerație. Algoritmul are următoarele părți. Prima dată desenăm forțele. Desenăm toate forțele care au relevanță pentru problema noastră. În cazul acesta, forțele care ne interesează sunt greutățile celor două corpuri și forța cu care firul trage de corpuri în sus, numită tensiune. Forța care întinde un fir se numește tensiune. Vă recomand că atunci când desenați forțele, să începeți întotdeauna cu greutatea, pentru că orice corp cinstit are masă. Și dacă are masă, are greutate conform formulei. Greutatea este masa ori accelerația gravitațională. Și atunci, corpul al doilea, pentru că are masa mai mare, are și greutatea mai mare, G2. Și corpul 1 are greutatea mai mică, G1. Acum, tensiunea.
Știm din experiență că lăsat liber un astfel de sistem produce următorul efect. Corpul 2 coboară accelerat, corpul 1 urcă accelerat. Asta înseamnă că pentru corpul 2, forța care acționează în jos, în cazul ăsta greutatea, trebuie să fie mai mare decât tensiunea, dar pentru corpul 1, forța care acționează în sus, adică tensiunea, trebuie să fie mai mare decât greutatea. Deci, tensiunea trebuie să aibă modulul cuprins între modulul lui G1 și modulul lui G2. Să încercăm să o desenăm așa. Hai să o desenăm cu roșu. Deci, tensiunea aici, T, și acum, tensiunea de o parte și de alta a unui scripete ideal nu poate fi diferită. Nu pot să întind mai tare firul din stânga decât firul din dreapta. Nu permite scripetele. Așa că nu vom avea două tensiuni. Nu vom avea T1 și T2. Vom avea tensiunea T. Și trebuie să avem grijă să o desenăm la fel de lungă, ca să aibă același modul, și aici. Tensiunea T. Și, așa cum am spus, acest corp coboară accelerat pentru că G2 este mai mare decât T, acest corp urcă accelerat pentru că T este mai mare decât G1. Și acum suntem deja la punctul al doilea al algoritmului, și anume scrierea, sau scriem ecuațiile. Urmează să scriem ecuația principiului fundamental pentru fiecare corp. Din fericire, aici toate forțele care acționează pe direcția mișcării. Și atunci nu e nevoie să lucrăm vectorial. Putem atunci scrie G2 minus T este egal cu M2 ori A, și putem scrie T minus G1 este egal cu M1 ori A. Ați observat, cred, și trebuie să respectați, să încercați să respectați această regulă, că luăm pozitive forțele care acționează în sensul vitezei corpului, adică forțele care încearcă să-l accelereze, și luăm negative forțele care au sens contrar vitezei corpului. În cazul corpului 1, G1 este cea care încearcă să-l încetinească, să-l frâneze. Este forța rezistentă, ca să zicem așa. Și avem ecuațiile. Și ecuațiile formează un sistem și avem întotdeauna atâtea necunoscute câte corpuri avem. În cazul ăsta, din fericire, avem două necunoscute. Tensiunea și accelerația. Pentru că asta întreabă de obicei astfel de probleme. Cât este tensiunea din fir și cât este accelerația. Și acum trecem la punctul 3, rezolvare. Rezolvăm sistemul. Și acum nu o să arăt rezolvarea, pentru că e un sistem simplu de ecuații, voi scrie doar soluțiile algebrice. Dacă le rezolvăm, obținem următoarele expresii algebrice pentru accelerație și tensiune. Pentru accelerație avem accelerația gravitațională înmulțită cu fracția m2 minus m1 supra m1 plus m2. Și pentru tensiune avem de două ori produsul m1 ori m2 supra m1 plus m2 ori g mic. Mai important este să discutăm foarte pe scurt aceste două rezultate. În primul rând, pentru cazul în care M1 plus M2 este constant. Deci dacă suma maselor corpurilor este constantă, atunci formula accelerației mi-arată că accelerația va fi cu atât mai mare cu cât diferența dintre M1 și M2, dintre M2 și M1 este mai mare. Păi da, știm asta. Dacă M2 are masa mult mai mare decât M1, accelerația va fi mai mare. Dacă M2 este egal cu M1, atunci accelerația va fi 0. Și asta știm. Dacă masele sunt egale, nu vom avea accelerație. Corpurile sau stau, sau se mișcă, dacă se mișcă rectiliniu și uniform, conform principiului întrii. La tensiune. Aici avem o fracție care se numește masa redusă a celor două corpuri
Și aici e invers ca la accelerație. Cu cât M1 e mai apropiat de M2, cu atât tensiunea va fi mai mare. Și cu cât M1, diferența dintre M2 și M1 e mai mare, cu atât tensiunea va fi mai mică. Dar dacă M1 e egal cu M2, ce mi-arată această ecuație? Pe aici o să am M pătrat și aici o să am 2M. 2 cu 2 se simplifică, M pătrat cu M și obțin că tensiunea este MG. Da, dacă masele sunt egale, tensiunea este egală cu greutatea unui corp, a oricăruia, pentru că masele sunt egale. Deci tensiunea nu este de două ori greutatea, este egală cu greutatea unui corp. Vă rog în acest fel să încercați să rezolvați și problema pe care vă dau acum spre rezolvare. Problema este cea pe care o vedeți în imagine. Este vorba despre două corpuri legate printr-un fir care trece peste un scripete. Și pentru că n-am discutat încă despre forța de frecare, v-am scris sub textul problemei expresia forței de frecare atunci când un corp alunecă pe o suprafață orizontală și singura forță care acționează asupra lui pe verticală este greutatea. Forța de frecare în acest caz se calculează cu formula mu ori m ori g, adică coeficientul de frecare înmulțit cu masa corpului înmulțit cu accelerația gravitațională. Folosind această informație și citind cu atenție textul problemei, vă rog să încercați să o rezolvați. Cred că bănuiți deja că în a treia parte a materialului de azi va fi vorba despre principiul al treilea. Așa este, principiul al treilea a fost descoperit tot de Newton și spune că dacă un corp acționează asupra altui corp cu o forță, atunci și al doilea corp acționează asupra primului cu o forță egală și de sens contrar. Pare simplu și totuși uneori uităm de principiul al treilea când rezolvăm problemele sau îl aplicăm greșit. Am ales câte un exemplu pentru fiecare caz. De pildă, avem un corp, corpul 1, care a fost pus pe o suprafață orizontală și pe corpul 1 a fost lansat un corp 2. I s-a imprimat o anumită viteză inițială și a fost aruncat să lunece pe suprafața corpului 1 și în momentul ăsta corpul 2 are această viteză. Știm că în cazul ăsta apare o forță de frecare care încetinește corpul 2, îl frânează și până la urmă o să-l oprească. Și putem să calculăm accelerația corpului 2, dar poate că rezolvarea nu va fi corectă pentru că uităm că această forță de frecare, ca orice forță din univers, pentru că de fapt asta spune principiul al treilea, că orice forță din univers are o pereche egală cu ea și de sens contrar. Și forța asta are o pereche egală cu ea și de sens contrar. Forța de frecare apare între corpul 1 și corpul 2 și aceeași forță de frecare care îl împinge spre stânga pe corpul 2, îl împinge spre dreapta pe corpul 1. Să o desenăm. Să zicem acum că asta este forța de frecare 1 și cealaltă, care era desenată de la început, este forța de frecare 2. Ei, dacă uităm de forța asta, s-ar putea să rezolvăm greșit problema, pentru că această forță încearcă să accelereze corpul 1 și dacă coeficientul de frecare dintre corpul 1 și suprafața pe care stă e suficient de mic, atunci corpul 1 se va pune în mișcare, în mișcare accelerată și atunci vom avea două mișcări, nu una singură. Și acum un exemplu de folosire greșită a principiului al treilea. Este vorba despre mișcarea sateliților. Să zicem că ăsta e Pământul. Știu că sunt unii care cred sau se prefac că cred că Pământul este plat. Aș fi tare curios să ascult explicația lor legată de mișcarea sateliților. Deci, avem Pământul, un satelit și un arc din traiectoria satelitului. Și ni se spune așa, și din păcate am văzut explicația asta chiar în materiale omologate ca mijloace de învățământ pentru studiul fizicii la liceu. Ni se spune că satelitul nu cade, deoarece asupra lui acționează greutatea, adică forța cu care o trage Pământul, și forța centrifugă, așa ni se spune. Și deoarece aceste două forțe sunt egale în modul dar de sens contrar, satelitul nu cade.
Dar stați puțin, principiul întâi spune că dacă rezultanta forțelor care acționează asupra unui corp este zero, atunci corpul, dacă se mișcă, se mișcă rectiliniu și uniform. Ori mișcarea satelitului, în mod evident, nu este rectilinie din moment ce se rotește în jurul Pământului. Unde e greșeala și care e explicația corectă? Greșeala este că s-a aplicat acțiunea și reacțiunea asupra aceluiași corp. Niciodată acțiunea și reacțiunea nu acționează asupra aceluiași corp, pentru că e vorba de interacțiunea dintre două corpuri. Și atunci explicația este așa. Asupra satelitului acționează greutatea. Și atât. Și reacțiunea greutății este forța cu care satelitul atrage Pământul. Și acum e corect. Principiul al treilea spune că dacă un corp atrage un corp cu forță, atunci al doilea atrage și el primul corp cu forță egală și de sens contrar. Asta este forța centripetă, greutatea, pentru că acționează tot timpul spre centrul traiectoriei satelitului și asta este forța centrifugă. Dar ea nu acționează asupra satelitului. Deci putem scrie aici forță centrifugă, aici greutatea este forță centripetă. Și acum, înțelegem de ce traiectoria satelitului este curbă. Pentru că asupra lui acționează forță, una singură. El nu e în echilibru. Și de ce nu cade? De ce nu ajunge jos? Ei, despre asta o să discutăm altă dată, dar acum vă spun doar atât, că de fapt sateliții cad, sunt în cădere liberă. Dar la o anumită viteză, numită prima viteză cosmică, traiectoria de cădere devine cerc. Și pentru că Pământul e rotund, satelitul cade rămânând tot timpul la aceeași înălțime deasupra Pământului. Dacă aveți întrebări, observații, critici cu privire la primul material, aștept cu nerăbdare părerile voastre la adresa de e-mail pe care o vedeți atât la începutul cât și la sfârșitul filmului. Ne revedem săptămâna viitoare când vom discuta despre fenomene termice.